Bun găsit! Ne revedem într-un nou sezon dedicat sănătății românilor de pretutindeni, în care vom vorbi despre prevenție, acces la servicii medicale sau adoptarea unui stil de viață sănătos într-o altă cultură. Rămâneți alături de noi pentru informații utile menite să vă ajute să trăiți o viață activă și sănătoasă oriunde v-ați afla. Ediția de astăzi vorbește despre impactul stresului asupra sănătății și despre cum ne putem îmbunătăți calitatea vieții. Longevitate, sănătate mentală și prevenție sunt cele trei direcții care au constituit nucleul unui amplu eveniment organizat la București. Dragii noștri, spre toate colțurile lumii în care vă aflați, cu multă bucurie, numai gânduri bune pornesc de la Palatul Parlamentului, unde recent a avut loc Stress Congress ediția a 7-a. Eveniment național cu participare internațională organizat sub înaltul patronaj al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București, în colaborare cu Fundația Ana Aslan Internațional, sub coordonarea doamnei profesor dr. Luiza Spiru. Cea de-a 7-a ediție se focusează anul acesta pe stres, pe sănătate cerebrală și știința longevității, cu precădere pe medicina longevității. Evenimentul anul acesta se bucură să aibă foarte mare participare în rândul tinerilor. Eu mi-am propus ca educația în ceea ce îi privește pe tineri legată de domeniul sănătății cerebrale, a medicinii și a științei longevității, să fie parte din educația lor. Noi am început în plan academic să facem acest lucru deja de 4 ani la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, dar nu este suficient numai în plan academic. Educația continuă cu cei care sunt beneficiarii sănătății, adică cu cei care vor să știe cine sunt, ce factori de risc individual au și ce trebuie și cum trebuie să se preocupe de propria sănătate în momentul în care îi interesează modul în care vor îmbătrâni. Altfel, pentru ce să vorbim despre longevitate dacă nu înțelegem ce înseamnă longevitatea? Să trăim mult, să trăim independent, activ și sănătoși. Se poate. Toată lumea o să spună că paradigma asta nu există. Ba, nu e adevărat. Atâta timp cât poți să te ocupi din timp și încerci să înțelegi cine ești și care sunt factorii tăi de risc înainte ca boala să apară, dar apar primele semne pe care dacă nu le decelești și nu le acorzi atenție, lucrurile se schimbă fundamental. Pentru că avem astăzi mijloace în care să reversăm ceea ce se poate transforma într-o progresie de boală cronică sau chiar într-o boală cronică diagnosticabilă. Acesta este scopul nostru. Scopul nostru este să încurajăm cercetarea, digitalizarea în domeniul sănătății, care este extrem de utilă, cu condiția să o folosești cu tot ce înseamnă spirit moral, etic, dar în același timp să vii în întâmpinarea celor care vor să îmbătrânească acasă și nu neapărat în alte locuri și care vor să rămână cât mai mult timp independent acasă. Invitații noștri sunt prestigioși din toată lumea. Am avut și o invitată de excepție care este ambasador EWA, a femeilor antreprenori din Europa, dar și din lume. Acum e un eveniment global unde și eu am onoarea să fiu ambasador pentru femeile din Europa și a povestit foarte frumos despre zona Emiratelor Arabe, în care companiile pe care le conduce au un anume mod de management implementat chiar de ea, ea care a trecut printr-o istorie foarte neplăcută de viață, un diagnostic de boală consumptivă, de cancer, și care după aceea și-a reevaluat întreaga viață și a transferat acest lucru, propria experiență de viață, la nivelul companiei. Astfel încât compania ei funcționează pe principiul la muncă, este ca într-un loc în care te poți relaxa, dar poți fi și creativ. Sunt foarte, foarte pozitivă pentru tot ceea ce înseamnă revenirea în România a valorilor noastre, pentru că a fost o perioadă în care migrația a fost cumplită și acum cred că valul de întoarcere acasă este unul foarte, foarte important. Așa că eu pledez foarte mult pentru aducerea acasă a oamenilor valoroși, români de origine, care au petrecut mulți ani în străinătate, care s-au perfecționat, care au căpătat excelență în domeniul dumnealor de activitate. Îi așteptăm cu brațele deschise, pentru că România are mult mai mult de oferit astăzi față de acum 20-25 de ani. Experiența diasporei românești este extrem de importantă pentru prezentul și viitorul României. În cele 11 paneluri, medici, asistenți, farmaciști, profesori, politicieni, cercetători, psihologi, studenți, fizioterapeuți au contribuit la analiza multidisciplinară a stresului. Vă invităm să cunoaștem câțiva români valoroși. Formarea mea este cumva o alegere personală, deoarece stau și într-o zonă a Franței în care îmbătrânirea este un subiect central.
și care ne obligă, practic, ca și specialiști dintr-o echipă multidisciplinară, să ne perfecționăm continuu. Perfecționarea noastră ține foarte mult de politicile de sănătate care există în ambele țări și încercăm să aducem cât de mult putem cunoștințele noastre într-o echipă în care putem să lucrăm pentru a menține o bună autonomie, pentru că secretul îmbătrânirii, de fapt, și a păstrării unei activității dinamice și constante este, de fapt, autonomia. Iar autonomia ține de cât de bine ne ținem pe picioare, adică de echilibru. Echilibru, bineînțeles, este o funcție centrală care depinde de mai multe sisteme senzoriale, dintre care și urechea internă. Urechea internă este un sistem foarte important care, odată cu îmbătrânirea, își pierde din funcții, putem spune, între ghilimele, că se dezactivează și atunci apar riscurile de căzături și, bineînțeles, fracturile și pierderea autonomiei. Noi, în acest sens, încercăm să ne formăm, să aducem aparaturi cu care să putem lucra acest echilibru, pentru că nu este de ajuns doar să facem niște exerciții simple de mers sau de mișcat cu capul. Echilibru este o funcție complexă care se reeducă complex. Speranța de viață în sudul Franței știm foarte bine că este destul de mare. Vârsta a treia este considerată de la 75 de ani în sus. Bineînțeles că speranța de viață depinde foarte mult de stilul de viață, care trebuie să fie sănătos. Nu neapărat să mâncăm neapărat sănătos, dar să facem și o activitate fizică, unde văd, de fapt, o diferență între cele două țări, pentru că în Franța pacienții sunt mult mai activi, chiar și vârstnicii. În România, imediat ce apare o problemă, de exemplu, de echilibru, se izolează, există o izolare socială și asta este un fenomen foarte periculos, pentru că se intră într-un cerc de decondiționare fizică și atunci se pierde și mai tare autonomia. În acest sens, da, vârsta nu contează, așa cum spunea și doamna Aslan, contează să ne mobilizăm chiar și când ne doare sau chiar și când nu putem să facem. Este esențial. Exercițiile care pot fi făcute acasă în cadrul unei inactivități este, în primul rând, ridicatul de pe scaun. Pacienții vârstnici își pierd echilibru foarte repede și des și atunci le teamă și să se ridice. Deci ridicatul de pe scaun de 10-20 de ori pe zi este deja un bun început. Eu mă feresc să dau exerciții de făcut acasă pentru că pacienții, fiind foarte instabili, se supun unor riscuri și prefer să vină să lucreze cu noi în cabinete. Fizioterapia, slavă Domnului, și-a arătat eficacitatea în echipele multidisciplinare. Îmbătrânirea este un fenomen societal. Societatea trebuie să se îngrijească de fenomenul acesta al îmbătrânirii și trebuie să ne implicăm toți. Acțiuni comune, de exemplu, noi facem împreună cu Alexandra, de fiecare dată când este ziua fizioterapiei, tot timpul ne sunăm și încercăm să instalăm un program de evaluare a echilibrului la pensionari, gratuită. Și atunci ei vin și își pot da seama și își pot evalua acest echilibru, pentru că cu vârsta, el se poate pierde fără să ne dăm seama. Echilibru, problemele de echilibru le detectăm atunci când suntem în situație grea, nu când ne ridicăm doar de pe scaun sau când mergem până la bucătărie. Echilibru este când ne aplecăm să luăm ceva, când ridicăm capul să punem perdeaua. Sunt acțiuni care pun în evidență, de fapt, pierderile de echilibru. O pierdere de echilibru nu se va vedea niciodată stând pe scaun. Și asta este o mare problemă la persoanele în vârstă, stau foarte mult pe scaun și sistemul vestibular, GPS-urile corpului, se dezactivează stând foarte mult în poziție semi-așezată. Este ceea ce noi numim omisie vestibulară și este foarte prezentă la persoanele vârstnice. Ei, când pierd echilibru, este de fapt pentru că sistemele vestibulare nu se activează și nu răspund și nu acționează reflexele atunci când apare un obstacol pe drum. Acest congres mă ajută să învăț extrem de multe tehnici noi în gestionarea stresului, care consider eu că sunt extrem de esențiale pentru pacienții cu diabet zaharat. Referind la tânăra generație, pentru că știm tot ce a fost comunicat astăzi și din evenimentele la care am participat până acum, înțeleg două concepte. Pe de o parte, prevenție și pe de altă parte, educație. E bine, dacă există o educație pentru prevenție, pentru evitarea unei longevități nesănătoase, cred cu tărie că specialiștii în România și în alte țări vor fi dispuși să aducă, prin prelegeri simple și convingătoare, elemente în fața tinerei generații, începând de la vârstele fragede,
referitoare la toți acești factori care sunt factorii de risc al unei îmbătrâniri nesănătoase. Dar pentru că este vorba despre longevitate, desigur că este vorba și despre vârstnicii și aceștia există atât în asociațiile și cluburile pentru UNESCO pe care le avem pe teritoriul României, cât și în instituțiile aici reprezentate sau altele pe care deja dumneavoastră le aveți în parteneriat și care poate împreună elevii din școlile UNESCO, din grădinițe, învățământ primar, în toate vârstele pe care le avem și cluburile de seniori la care am participat la congresul pe care mi-am duc aminte cu foarte multă recunoștință la ceea ce doamna Alexandra Dobe a coordonat în acea activitate, putând să ducem mai departe aceste informații. Eu sunt doctor în științe sociale, științe administrative, cu tema ecosisteme urbane smart, cu aplicații în politicile sociale pentru vârstnici. Asta înseamnă că mai bine de 4 ani de zile am studiat ce înseamnă politicile publice dedicate seniorilor, ce înseamnă programele care ar trebui să fie realizate pentru confortul calității vieții acestora și pentru a le asigura o îmbătrânire activă și sănătoasă. E chiar esențial să ne menținem activi și mai ales să menținem activ creierul. Cred că unul dintre secrete poate fi și posibilitatea de a face mai multe lucruri în același timp. Cum reușim să ne aflăm în mai multe ipostaze, să avem mai multe roluri în viața noastră de zi cu zi, să avem mai multe joburi, să studiem la mai multe facultăți. Cred că e foarte bine dacă reușim să ne împărțim între toate rolurile acestea, pentru că lucrul ăsta ne menține permanent creierul activ și faptul că avem tot timpul lucruri de făcut și o listă cu ceea ce trebuie să facem și în paralel trebuie să ne gândim tot timpul la ce am făcut, ce urmează să facem, să planificăm permanent. Aceste lucruri sunt esențiale pentru sănătatea cerebrală pentru că ele țin creierul în priză tot timpul. Sigur, e bine să nu exagerăm pentru că atunci creierul tinde să fie activ și noaptea, tindem să nu dormim, lipsa somnului produce foarte multe dezechilibre în corpul nostru și e important ca orice în viața aceasta să fie, să se facă cu măsură. Anul acesta a fost declarat de către UNESCO an aniversar Ana Aslan. În cadrul panelului care a celebrat moștenirea inegalabilă a distinsei doamne academician, pionier al longevității, care spunea că bătrânețea poate fi tratată la fel ca orice altă boală, s-a afirmat că numele domniei sale a generat în lume cele mai multe motoare de căutare pe internet. Anul acesta să o sărbătorim pe Ana Aslan. Cunoaștem foarte bine contribuția la procesul de îmbătrânire. Avem aici un afiș al evenimentului pe care l-am făcut la Academia Română cu o participare, să spun, absolut totală a șefului secției de științe medicale a domnului academician Victor Boicu. Dumnealui a venit cu câteva extrase din publicațiile de atunci, de 1974, când doamna Ana Aslan a fost primită membră a Academiei Române. Am observat și astăzi diverse spoturi făcute pe documentele de atunci. Eu cred că noi toți am putea să ne ducem către o digitizare a acestor documente pe care să o trimitem umanității. Vă propun ca împreună să încercăm să facem măcar începutul în acest an și în raportul pe care îl vom duce către UNESCO la sfârșitul anului referitor la ce înseamnă Ana Aslan pentru toate școlile de gândire și de acțiune de pe teritoriul României, să putem să arătăm cine i-au fost colaboratorii din vremea respectivă, să putem să arătăm ce a fost lăsat așa cum dreptul testamentar argumentează, ce continuitate există acolo unde mărcile înregistrate sunt existente și să putem arăta, deci, omenirii că Ana Aslan nu este întâmplător cel mai mare influență din România, ci că școala dumneaei, școala marca Ana Aslan, continuă.
Doamna doctor Ana Aslan este o somitate, a creat primul institut de gerontologie din lume și este foarte cunoscută și la francezi. Am câteodată pacienți mai vârstnici care își amintesc de sejururile pe care veneau și le făceau aici în România. Ce îmi place foarte mult la ceea ce a spus dânsa, trebuie să ne simțim tineri. Nu, chiar dacă corpul este mai în vârstă, noi trebuie să ne simțim tineri. Văd mai multe lucruri de la persoanele vârstnice decât de la persoanele tinere. Atât de multă frumusețe în a povesti lucrurile simple ale vieții, prin ceea ce ne spun, ne fac să credem și să vedem că viața este mai ușoară, de fapt. În cadrul Stress Congress am avut oportunitatea să dezbat mai multe subiecte legate de îmbătrânire activă. Cultura joacă un rol foarte important și aici este esențial să putem să păstrăm moștenirea legată de longevitate pe care ne-a lăsat-o chiar doamna academiciană Ana Aslan. Această moștenire este în sarcina noastră să ajungă mai departe și să fie transmisă generațiilor viitoare. Structura societății și structura familiei s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Vârstnicii noștri tocmai din acest motiv ajung să fie singuri, există o pandemie de singurătate, problemele de sănătate sau lipsurile financiare nu sunt atât de grave precum singurătatea. Și lucrul ăsta se întâmplă din cauza faptului că în cele mai multe dintre cazuri copiii și nepoții sunt plecați în străinătate, nu mai locuiesc cu părinții, cu bunicii. Ca să putem să fim la standardele care ni se impun astăzi în societate, trebuie să lucrăm foarte mult, să avem mai multe joburi, să avem mai multe colaborări, astfel încât să ne perfecționăm profesional, pentru că standardele sunt mult mai ridicate, lipsa de timp este un factor care intervine și perturbă viața noastră și atunci e aproape imposibil să putem avea grijă de un vârstnic, să putem avea grijă de părinții noștri, de bunicii noștri. E foarte complicat să lucrezi în mai multe schimburi, să ai două joburi, să ai copil, să ai familie. E foarte greu să poți să ai grijă de un vârstnic așa cum are el nevoie până la urmă și de aceea ajungem să avem fie îngrijiri la domiciliu, fie să meargă efectiv vârstnici în centrele rezidențiale, nu pentru că îi abandonăm sau nu pentru că nu îi mai iubim în cele mai multe dintre situații, pentru că efectiv este lipsă de timp. Lucrurile acestea generează și foarte mult stres, stres care din nou este un factor perturbator în viețile noastre și are ingerințe în tot ceea ce facem noi în viața noastră, atât profesională cât și personală. Educația este foarte importantă și trebuie să prevenim și nu să tratăm. Adică, atât cât am putut eu să observ din cercetările mele și analizând concret modelele de bune practici din afara granițelor noastre, spre exemplu, dacă ne uităm la Japonia, ei merg pe a educa omul încă din timpul tinereții, ca să zic așa, despre ceea ce înseamnă etapa aceasta a pensiei, vârsta a treia, cu ce probleme vine, cu ce provocări vine această etapă, ce este de făcut în perioada respectivă și aici ne ducem și spre zona de educație financiară, pentru că mulți dintre vârstnicii noștri au lipsuri financiare odată ajungi la pensie și din cauza faptului că nu au o educație financiară, pentru că foarte mulți oameni au făcut foarte mulți bani pe timpul, numai că nu au știut în ce se investească și au risipit pe tot felul de lucruri, iar dacă cineva i-ar fi învățat ce să facă cu banii respectivi, să investească în niște, poate, proprietăți, poate, nu știu, care să le genereze niște venituri suplimentare față de pensie, cu siguranță calitatea și confortul vieții ar fi mult mai ridicat la aceste persoane. Este important să îi implicăm în continuare în activități și să se simtă util și să fie activ, să interacționeze, să relaționeze unii cu ceilalți. Noi le oferim posibilitatea să participe gratuit la evenimente culturale, cultural-artistice, recreative, merg gratuit în excursii. Noi le organizăm cursuri de digitalizare, le organizăm de asemenea, chiar în perioada următoare vom lansa o campanie națională de securitate cibernetică pentru seniori, pentru că ei sunt un grup țintă foarte vulnerabil atunci când vine vorba despre înșelăciuni și fraude și atacuri de tot felul, cu atât mai mult cibernetice, pentru că sunt niște oameni care au acces la tehnologie, știm cu toții că e foarte ieftin în România să ai acces la internet și asta e bine, pentru că pe ei ajută foarte mult tehnologia să-și mențină relațiile de familie, să se sune video, să se întâlnească pe internet cu copiii, cu nepoții. Asta e un lucru extraordinar de bun, numai că trebuie să învățăm cum să folosească această tehnologie ca să nu ajungă să fie folosită împotriva lor. Și atunci există posibilitatea să li se fure datele personale,
să li se copieze cardurile, paginile de Facebook și așa mai departe, și lucrul ăsta trebuie să-l prevenim și asta o putem face doar prin educație și prin a învăța efectiv cum să folosească aceste instrumente tehnologice. Aceste lucruri pentru ei înseamnă foarte mult. Au posibilitatea, vă spuneam, să interacționeze unii cu ceilalți, să-și facă noi prieteni. Orice mesaj la care li se răspunde, orice apel la care li se răspunde, este o oportunitate ca ei să poată discuta cu cineva și asta generează foarte, foarte multă bucurie. Noi am dezvoltat un proiect foarte important și foarte bine primit de public. Este vorba despre proiectul Senior de Colecție, pe care îl desfășurăm de mai bine de 2 ani. Practic, în fiecare lună, publicul format din seniori și tineri are posibilitatea să se întâlnească cu mari personalități din toate domeniile, oameni care au ajuns la vârsta senioratului, senectuții, dar care sunt încă foarte, foarte activi. Și număr pe Elisabeta Lipă, Stella Enache, Maya Morgenstern, Corina Chiriac, Dumitru Constantin Dulcan și multe alte personalități. Sunt un brand de țară până la urmă. Noi ne propunem să ducem acest proiect la nivelul următor și să lansăm un album al galelor seniori de colecție, care să fie practic transcriptul acestor interviuri, acestor seri minunate cu oamenii aceștia, să folosim și imagini și acesta să fie și tradus în limba engleză, astfel încât să existe lansări în toată țara, dar și în afara țării, în ambasadele noastre, în sediile Institutului Cultural Român, pentru că efectiv am încredere că acest album poate fi un brand de țară, pentru că are la oaltă toate marile personalități ale României. De foarte multe ori l-am ascultat, l-am citit pe domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan și mi-a rămas în minte un motto, un citat pe care dânsul folosește foarte des și spune așa că trecerea noastră pe acest pământ este doar oprire pentru o scurtă perioadă de timp și că depinde doar de noi în totalitate, depinde de noi cum folosim această clipă, această trecere în favoarea noastră și în favoarea celor din jurul nostru, astfel încât să rămână ceva și după ce noi nu mai suntem aici. Și cred că asta e ceea ce ar trebui să ne definească pe fiecare dintre noi, și anume ceea ce lăsăm în urmă. Nu neapărat, nu știu, lucrurile de care ne înconjurăm sau avuțiile sau titlurile profesionale, ci ce am făcut pentru cei din jurul nostru și ce vor vorbi alții despre noi atunci când noi nu vom mai fi aici. Când vine vorba despre stres, pielea ne vorbește, se ridează, îmbătrânește, pot să apară eczeme, erupții, pete, dermatită, acnee, psoriazis sau alte boli dermatologice. Stresul poate afecta întreg organismul. E important să înțelegem că problemele vin și pleacă, să eliminăm cauzele, iar dacă nu identificăm o soluție, aceasta poate fi inventată. Să aflăm câteva recomandări despre cum putem trece peste încercări ale vieții. Ne putem confrunta cu toții cu situații în care trebuie să depășim momentul, să acceptăm un anumit diagnostic sau o anumită schimbare în viață sau o anumită situație de viață. Există o psihiatră, Elizabeth Kübler-Ross, care descrie mai multe etape prin care depășești un moment critic. Acestea sunt anger, denial, bargaining, depression and acceptance. Și sunt dovedit a fi etapele prin care parcurgi o anumită situație de viață. Adaptarea la această situație este foarte importantă și este complexă, ține de starea psihică, de comportamentul alimentar și de comportamentul de zi cu zi. Și în această categorie se află și aflarea unui diagnostic. Un diagnostic care poate fi oncologic sau poate fi un diagnostic de boală severă. Și atunci este foarte important să afli cât mai multe despre afecțiunea respectivă, să te implici cât mai mult, să faci echipă cu medicul, să iei decizii împreună cu el în funcție de ce ți se povestește despre boala respectivă. Și rata de succes este mult mai mare dacă ești un pacient implicat și de aceea s-a și dezvoltat conceptul Empowerment of the Patient. Și aș vorbi aici și despre o temă pe care am prezentat-o, inteligența artificială în sănătatea mentală.
ce presupune pentru a susține pacientul cu afecțiuni psihiatrice, începând de la diagnostic, monitorizare, recuperare și algoritmii de inteligență artificială pot ajuta pentru a preveni acutizarea unei afecțiuni, pentru a lua măsuri în timp real, pentru a evita administrarea de medicamente sau creșterea dozei, pentru a folosi terapia cognitiv-comportamentală. Și este foarte importantă colaborarea între inginerul medical, cercetător și personalul medical. Și prognosticul este mult mai bun. Prin aceste mecanisme de machine learning și deep learning se pot îmbunătăți atât prognosticul, cât și calitatea vieții pacientului psihiatric. Stresul poate fi gestionat eficient prin adoptarea unor obiceiuri sănătoase, exercițiile fizice, somnul odihnitor și tehnicile de relaxare contribuie la reducerea tensiunii mentale. Aflăm mai multe de la specialiștii noștri. Cât despre stresul românilor care aleg să trăiască în alte țări, departe de rădăcini. Este foarte important să păstreze legătura cu rudele sau prietenii, chiar dacă sunt la distanță, acum sunt atâtea mijloace de a intra în legătură și în cursul pandemiei s-au dezvoltat și mai mult și recomand utilizarea oricărei resurse, prieteni, familie, stil de viață, medicul cu care faci echipă, credința, nutriția, mișcarea. Deci toate acestea alcătuiesc un tot care te ajută să treci mai ușor prin încercări. Consumul de fructe și legume autohtone de sezon e important pe tot parcursul anului. Fructe, legume care să combată stresul, da, sunt. Ceea ce merge foarte bine pentru urechea internă este ghimbirul. Creierul, să știți că funcționează foarte bine și asta este o altă problemă cu dulcele. Dar din când în când să știți că o bucățică de zahăr bun sau de ciocolată bună sau de miere nu face rău și ați văzut de obicei când suntem stresați mâncăm dulce și de altfel de asta ne și îngrășăm. Dulcele este pentru mine fructul pentru stres. Cele mai energizante știm foarte bine că sunt merele. Merele sunt foarte bune. Iar ca legumă, să mă gândesc așa, sunt feculentele. Cartoful dulce, de exemplu. În ultima vreme s-a descoperit că cartoful dulce e foarte bun. Sau dovleacul, dovlecelul. Dovlecelul, în ultima vreme, au fost niște studii care au scos în evidență niște substanțe foarte interesante în dovleac. Dovleacul portocaliu. Cireșele sunt fructele mele preferate. Pentru că sunt născută în iunie. Mă bucur foarte mult de cireșe și căpșuni și mă și relaxează în același timp. Dar, în general vorbind, orice fruct te poate relaxa și, în general, un fel de mâncare sănătos și gustos este un mod de a te bucura de ce ți oferă viața. Familia este cea care ne dă echilibru. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse ne îndeamnă prin campania Investiția care contează să fim atenți la lucrurile importante și are convingerea că binele poate fi construit doar împreună. Familia ne oferă una din cele mai mari oportunități ale vieții, dar și una dintre cele mai mari provocări ale sale. Oportunitatea de a construi cele mai intime relații și provocarea de a învăța ce înseamnă să iubim o altă persoană, privindu-i nevoile dincolo de ale noastre. Campania Investiția care contează oferă două cursuri esențiale. Cursul căsătoriei dedicat cuplurilor care vor să își întărească relația și cursul parenting destinat părinților care vor să își crească copiii într-un mod sănătos și echilibrat. Ambele cursuri îți oferă șansa de a investi în relațiile din familie și de a dobândi instrumente practice pentru a crește copii bine pregătiți pentru viață, dar și pentru a construi căsnicii puternice. Indiferent de stadiul relației, cursul aduce principii prin care ne putem întări căsnicia.
Familia nu este doar fundamentul societății, ci și locul în care ne simțim împliniți și ne face să înflorim când relațiile sunt sănătoase. Alătură-te campaniei Investiția care contează pentru a descoperi cum să ne educăm copiii, cum să ne iubim mai profund, să creștem și să prosperăm ca parteneri de viață. Intră pe www.investițiacarecontează.ro și află mai multe detalii. Medicii tineri pleacă pentru stagii de pregătire în străinătate și foarte mulți aleg să trăiască în țări de adopție. Unii dintre ei consideră însă că pot aduce o contribuție semnificativă sistemului medical românesc prin expertiza dobândită în străinătate. Un astfel de exemplu este și profesorul Florin Mihălțan, care a ales să revină în țară pentru a schimba lucrurile. Țările la care am renunțat au fost cele în care m-am format, Franța și Germania. Au fost tentații când am învățat în străinătate, pentru că m-am format în străinătate. Am considerat însă că sunt foarte multe lucruri de făcut pe somnologie și pe controlul tabagismului și acest lucru m-a motivat să mă întorc, să creez o școală de somnologie, să înființez primul cabinet de asistare, de consiliere a fumătorilor, lucruri care toate au căpătat contur și au însemnat, de fapt, realizarea unei strategii naționale în care m-am implicat, m-am dedicat și a cărui germen se văd deja de acum. Misiunea mea la conferința de stres este de a vorbi de PPPOC, o boală care are germen intranatal, dar care asigură o longevitate pentru cel care trăiește sănătos, apreciabilă și cu mari speranțe de supraviețuire față de acum 20-30 de ani. Sigur că stresul în viața unui pacient respirator este pe multiple planuri. El poate să fie generat de stilul de viață. Aici e o combinație uneori nefericită între factori de risc precum fumatul sau regimul de alimentație și lipsa de mișcare, sedentarismul. Dacă vorbim despre noua generație, aceasta are multiple probleme de stres, unele pe care nu le realizează și vorbesc aici de lumină albastră, de expunerea la tot ce este de la telefon până la laptopuri și alte ustensile moderne. Toate acestea aduc o scurtare a duratei somnului. Somnul de obicei pentru generațiile actuale este cu o oră mai redus și din punct de vedere al modului de reacție, al vigilenței, al memoriei, sunt lucruri care sunt afectate în timpul zilei. Din punct de vedere al altor factori de risc care sunt stresați, este vorba de debutul precoce ca fumător, care afectează și duce la o îmbătrânire precoce a plămânului cu o reducere a capacității funcționale, sedentarismul și lipsa activității, faptul că nu au exercițiile fizice, nu au numărul de pași, duce la topirea musculaturii. Deci sunt factori sumativi și la toate acestea se adaugă și o provocare care înseamnă obezitate supraponderal. Întotdeauna acest pacient, din punct de vedere respirator și nu numai, pentru că la partea respiratorie se adaugă și suferința cardiovasculară în multe situații și sindromul metabolic, sunt cauze generatoare de o durată de supraviețuire scurtă și impun de multe ori depistări precoce și acțiuni terapeutice care poate să debuteze chiar din copilărie. Această tendință de a fuma este o contaminare în cercuri de prieteni, este un mod de recrutare al fumătorului care nu este acceptat în anumite cercuri decât în condițiile în care devine la rândul său fumător. Sigur că se debutează cu o țigară, dar foarte ușor, la 18-20 de ani, acești fumători inițiați ulterior ajung la un pachet pe zi sau chiar mai mult și există o corelație strictă între numărul de țigări fumate pe zi și problemele pe care le au de obicei după 40-45 de ani. Sunt de obicei fumătorii care încep la 13-14 ani, acum cu ofertele noi de țigări electronice, de exemplu, sau de tutun alternativ, am avut pacient care avea un sindrom tusigen și care își întrerupsese tutunul convențional, avusese o pauză, lucru care s-a materializat în dispariția tusei și reapariția acestui sindrom tusigen odată cu trecerea la un produs alternativ. Cei care fumează aceeași țigare
Sigur că sunt motive pecuniare. Mai există riscuri suplimentare legate de transmiterea unor boli contagioase, hepatita și virusul HIV. În momentul de față și drogurile și fumatul unui joint de mai mulți consumatori înseamnă un drum deschis spre dependența de droguri. O acțiune extrem de importantă, susținută de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, finanțată de Comisia Europeană în colaborare cu Teen Challenge și instituțiile statului român, este și campania Fără Bariere, Spune Nu Drogurilor, cu scopul de a trasa o linie clară între tineri și pericolele stupefiantelor. De obicei, primul impact cu drogul este întâlnirea cu plăcerea supremă. Și atunci mușcăm omeala și iluzia drogului. Pot să am control, mă pot opri oricând, e doar de data asta. Nu fac niciun rău, nu voi ajunge niciodată dependent. Mi-a plăcut. Refugiul meu era în droguri. Eram îndrăgostită de droguri. Și am vrut să experimentez și eu. Ce nu știi însă la începutul consumului este că mai devreme sau mai târziu drogurile îți aduc nota de plată. Aveam episoade psihotice foarte puternice. Aveam 52 de kilograme. Atât de mulți oameni din jurul meu care au suferit. Și am făcut prima mea supradoză de droguri. Am început să mă urăsc. Am fost internat la psihiatrie. Lumea nu mai avea încredere în mine. Și la 17 ani am încercat să mă sinucid. Fără bariere e un paradox. Prima etapă a consumului vinde iluzia libertății, dar de fapt te conduce către cele mai adânci limitări, ajung să îți fure totul, demnitatea, relațiile, visurile, emoțiile, sănătatea, dragostea și ani din viață. Campania Fără Bariere își propune să ne aducă pe fiecare față în față cu foștii consumatori, cu specialiști din domeniu și împreună să clădim o familie în care să discutăm sincer tot adevărul despre droguri. Mesajul principal pentru generația tânără actuală este un stil de viață sănătos la vârstele adolescenței. Poate aduce o longevitate și o calitate a vieții care să fie fără suferințe secundare și fără impact din punct de vedere al organismului suferind cu multiple boli asociate. Există o competiție între românii din străinătate și românii care au rămas în țară. Cred că este o diasporă puternică, ceea ce aș vrea însă să văd o conlucrare mult mai eficace cu întâlniri repetitive între diasporă și românii care au ceva de spus și care au rămas în țară. Activez ca și psiholog clinician la un centru de reabilitare, în subdiviziunea structurală, protezare primară complicată și atipică, în care 70% din pacienți sunt cu diabet zaharat. Vin din Republica Moldova. De fiecare dată când ajung în România, mă simt ca acasă. Sunt în proces de formare a terapiei cognitiv-comportamentale sub egida domnului profesor Daniel David, unde noi învățăm și mereu tehnici noi de gestionare a stresului, a anxietății, ceea ce ne ajută extrem de mult în lucru cu pacienții care au diferite comorbidități. Digitalizarea este acum la putere. Nu înseamnă doar performanță într-o sferă, ci ea este prezentă în toate sferele, ca și psihologia. Deci este un instrument indispensabil care ne ajută să fim mai buni în ceea ce facem. Ceea ce ne-a stresat probabil cu toți au fost evenimentele globale, a fost COVID-ul și războiul. Asta și cumva ne-a dat de gândit prin faptul cum stresul ne afectează în viața de zi cu zi și că ar fi bine să remarcăm aceste schimbări, să nu negăm emoțiile, să le conștientizăm. Deși sună foarte simplu, să fim uniți, integrați în societate, și aceste sentimente să fie niște sentimente sincere, deoarece atunci când suntem într-un grup, noi devenim mai puternici, pentru că puterea înseamnă toți la un loc. Una dintre armele eficiente în lupta împotriva stresului, cu rezultate spectaculoase pentru sănătatea organismului, este mișcarea. Să luăm aminte la medicul care a venit la Parlament cu bicicleta. Îi mulțumim că a ales România și se luptă să facă medicină ca în străinătate.
Am învățat din Austria, am învățat să merg cu bicicleta. Și am învățat să merg cu bicicleta pe două motive. Văzând oamenii din centrul respectiv ce analize aveau și ce sănătate aveau în contextul în care făceau foarte multă activitate fizică și nu aveau o atenție atât de mare pusă pe componenta alimentară, pentru că întotdeauna discuți de cât de mult consum energetic și cât de mult consum tu din alimentație. Și dacă deficitul, adică consum energetic prin activitățile pe care le faci mai mult, cu atât mai mult îți menții greutatea și sănătatea. Și sportul ăsta, în definitiv, pe care îl poți să-l faci într-un context profesional, ca să spunem așa, tranziția către mijloace de transport verzi, cum e bicicleta, pentru a ajunge la serviciu, probabil că reprezintă lucru elementar care să ne ajute pe noi ca nație să ne îmbunătățim prevenția și ar fi un lucru care ar trebui promovat, ținând cont de toate beneficiile pe care le aduce asupra organismului nostru. Și ăsta e motivul pentru care când am revenit în țară, practic, lucrurile s-au transformat foarte mult și, într-adevăr, a fost o perspectivă de vreo 2-3 luni de zile în care aveam foarte mari emoții în capitala României, circulând cu bicicleta. Progresiv am căpătat o stăpânire, am căpătat o relaxare de a lupta împotriva stresului și de a putea gândi în contextul în care mă deplasez spre altă locație, pentru că vorbeam puțin mai devreme în cadrul congresului Stress Congress despre cum să luptăm împotriva stresului. Cu o zi înainte luasem mașina pentru că eram nevoit să duc copilul la școală. Și în contextul în care am luat mașina, toate ședințele, toată activitatea mi-a fost dată peste cap și am fost extrem de stresat că nu reușeam să ajung la timp în nicio locație. Și astăzi, schimbând mijlocul de transport de la spital până la locația conferinței, am avut și timp să gândesc ce voi vorbi în cadrul conferinței și totodată am avut și timp să mă mai relaxez pe drum. Și ăsta e un mare beneficiu pe care îl produce activitatea fizică pe organismul nostru și e un lucru care trebuie subliniat și conștientizat de fiecare dintre noi și trebuie să ne dăm 2-3 luni de zile din viața noastră, dacă nu facem efort fizic într-o manieră standardizată, să aderăm la un plan de activitate fizică regulat și calibrat recomandărilor pe care le avem la nivel național și internațional și după 2-3 luni de zile vă promit că o să simțiți beneficiile pe care le produce mișcarea, dacă e să discutăm de rolul activității fizice pe întreg organismul și pe managementul stresului. Pentru că de altfel ne vom îndrepta către zona de medicație și această paradigmă ar trebui să rămână ultima linie de tratament pentru un om când măsurile de stil de viață sănătos nu au dat roade sau stresul e atât de important încât nu putem să gestionăm corespunzător situația acestuia. Fructul preferat e banana și motivul pentru care consum banane e pentru că fac foarte multă mișcare. Și în contextul în care faci multă mișcare și mai și transpiri, pierzi electroliții. Electroliții, și vorbim aici de sodiu, potasiu, calciu, magneziu, sunt extrem de importanți pentru buna funcționare a mușchilor. Și mergând mult cu bicicleta, mergând și la concursuri de mountain bike de agrement, în principiu am avut de foarte multe ori probleme cu musculatura și vrând nevrând am ajuns să constat că bananele sunt cel mai important leac pentru a gestiona crampele musculare. Apa, molecula esențială a vieții. Organismul uman adult este format din aproximativ 60% apă, procent care variază în funcție de vârstă, cu cât înaintăm în vârstă procentul de apă din organism scade, de sex, comparativ cu femeile, bărbații au un procent mai mare de apă în organism pentru că au mai puțin țesut adipos, compoziție corporală, masa musculară conține mult mai multă apă decât țesutul adipos, distribuirea apei în organism, 60% în compartimentul extracelular, adică în sânge, 40% în compartimentul intracelular, adică apa din celule. Dintre toate țesuturile și organele corpului, musculatura conține un procent mai mare de apă, 70-85%. Țesutul adipos un procent mai mic de apă, 10-15%, iar țesutul osos conține un procent de 15-25% din totalul apei din organism. Creierul conține un procent de până la 75% apă, fiind foarte sensibil la dezechilibrele hidrice. Funcțiile apei în organism.
reglează temperatura corpului, contribuie la eliminarea toxinelor, sprijină transportul oxigenului și al nutrienților, susține transformarea alimentelor în energie, ajută la protejarea articulațiilor și a organelor vitale în cazul accidentărilor. Nutrienții sunt furnizori de energie. Importanța hidratării. Fără hrană, omul rezistă câteva săptămâni, dar fără apă, doar câteva zile. Un litru de apă potabilă conține aproximativ 0,6 grame săruri minerale, iar apa de izvor peste 1 gram. Consumul insuficient de apă poate duce la deshidratare. Fructele și legumele conțin o apă alcalină de foarte bună calitate care hidratează organismul. Apa alcalină este apă cu pH mai mare de 7, apropiat de pH-ul sângelui uman. Apele alcaline conțin calciu, siliciu și magneziu. Hidratarea corectă este o știință. În cazul persoanelor sedentare sau care desfășoară o activitate fizică ușoară, necesarul zilnic de lichide este de 2 sau 2,5 litri de apă pe zi. O hidratare adecvată asigură digestie și tranzit intestinal normale. Hidratarea este capacitatea corpului de a menține și administra apa. În concluzie, apa este un prim nutrient esențial pentru bună dispoziție și menținerea unei stări optime de sănătate. Apa este esența vieții. Hidratarea e un fenomen foarte, foarte important odată cu vârsta. Ne permite să menținem un echilibru, de fapt, intern al proceselor care se întâmplă în interiorul corpului. Și deshidratarea se poate vedea atât la nivelul pielii, cât și la nivelul gurii, cât și atunci când deja ne este set, este prea târziu. Să bem apă, media este de 2 litri pe zi, dar să nu o și eliminăm imediat. Deja vara se elimină prin transpirație foarte repede și este foarte important, după ce bem apă, să nu mergem imediat la toaletă, să mai stăm puțin, să mai rezistăm. Acasă pentru mine actualmente este avionul. Da? Am făcut stagii în Franța, foarte multe. Am fost și în Italia, în Anglia, unde m-am specializat tot la fel pe aceste evaluări funcționale ale sistemului vestibular. Și tot în Anglia am făcut și niște specializări pe radioimagistică și pe neuroanatomie funcțională. Adică am vrut să înțeleg mai bine cum se manifestă acest fenomen de îmbătrânire asupra sistemului nervos central. Și m-au ajutat foarte mult, pentru că persoanele în vârstă de multe ori au probleme musculoschiletice, evident, pentru care sunt deja sub îngrijiri medicale, dar de cele mai multe ori pot veni și cu dosare normale, în care nu li se găsește nimic, însă ei sunt foarte instabili. Găsim totuși un răspuns și o corelare cu datele care vin din imagistică, care ne arată de fapt că îmbătrânirea nu este doar fizică și la nivelul aspectului, ci poate fi și pe căile centrale și periferice, da? Neuropatiile, care știm că se instalează cu vârsta, da? Prin proasta circulație și tot felul de fenomene care pot genera aceste tulburări de echilibru. Rămâneți activi cât de mult puteți, chiar și atunci când nu mai puteți. Este mesajul meu și să știți că orice ridicare de pe scaun și orice mișcare cu picioarele stând de vorbă sunt un plus pentru prevenirea pierderii musculare și pentru o bună echilibrare. Al doilea mesaj este pe care l-am învățat de la francezi, ca să zic așa, este prevenția, să învățăm să mergem să ne căutăm, chiar dacă nu suntem neapărat într-o stare de disfuncționalitate la momentul. E bine să mergem când suntem bine să facem prevenție, nu atunci când nu mai putem. Să rămânem activi cu toții și nu numai cei de acasă sau numai celor cărora le transmit mesajul, dar și celor care vrem să facem ceva pentru societate, pentru cei de lângă noi, practic, să empatizăm. Acasă am zis că este în avion pentru că îmi petrec foarte mult timp în ultima vreme în avioane, pentru că locuiesc, practic, în ambele țări. Fetița mea încă merge la școală în Franța, aștept să termine și apoi o să vedem cum o să mă organizez, pentru că evident că și avioanele și zborurile au un impact asupra circulației și la un moment dat va trebui să mă mai liniștesc un pic.
dar îmi doresc foarte mult, da, să ajut în continuare să fac ceea ce fac, recuperarea echilibrului cu plăcere și cu cât mai multă curiozitate, pentru că niciodată nu știm îndeajuns încât să putem să dormim bine. Fetița s-a născut în Franța, la Cagnes-sur-Mer. Vine de la 3 luni în România, în fiecare an, vorbește românește foarte bine, merge la școală în Franța, este și ea cu mine. Ea, practic, a fost, dorindu-mi să vadă că nu este o problemă, că nu mă ocup de ea, ci că muncesc foarte mult, am luat-o cu mine peste tot. Și atunci ea a văzut ceea ce fac eu. Și vă spun sincer că mi-a prins foarte bine, pentru că nu mă judecă și pentru că e cu mine tot timpul. Deci dacă o rog să vină cu mine undeva, vine, dacă nu are școală. Și mă bucur că încerc să-i transmit, nu știu dacă se va și menține, dar încerc să-i transmit acest cult al acțiunii, să fie activă și să facă fără să îi se ceară. Și să tot ceea ce învață trebuie să înțeleagă că învață, în primul rând pentru ea, dar în al doilea rând ca să dea înapoi. Acest fenomen de a împărți și a învăța la rândul tău este foarte important. Mișcarea e medicament și avem și muzica, într-adevăr, care este un medicament și totul se rezumă la ce hormoni se descarcă în organismul nostru și la cum percepe creierul aceste lucruri, pentru că discutăm practic de niște hormoni de relaxare, discutăm niște hormoni de euforie care sunt descărcați în aceste momente, care contracarează efectiv toți hormonii de stres, cortizolul și adrenalina, care se descarcă în condițiile stresante. Și prin aceste instrumente avem posibilitatea să menținem un echilibru în sistemul nostru nervos, pentru că, în definitiv, cum controlăm sistemul nostru nervos central reprezintă modul în care se va comporta organismul nostru pe termen lung și cât de repede va ajunge la boală. Surpriza evenimentului a fost prima reprezentație a corului tinerilor medici ai Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București, care a descrețit frunțile tuturor. Aproape de final de emisiune, ne face plăcere să împărtășim cu dumneavoastră bucuria unui moment în care munca jurnaliștilor a fost recunoscută și apreciată. În cadrul panelului 7, Mass Media, Sănătatea și Stresul,
Jurnaliștii au fost premiați pentru informarea și educarea publicului în protejarea sănătății prin produse media educaționale și conținut de calitate. Fapt ce ne onorează și ne obligă să facem tot ce se poate, cât mai bine cu putință, pentru a fi util semenilor. Printre jurnaliștii cărora le-au fost recunoscute meritele profesionale se află și colega noastră Diana Brâncuș, jurnalist senior al departamentului Știri TVR, povestea experienței infarctului care i-a schimbat viața, în curând da un doctor pentru dumneavoastră. Ne revedem în ediția următoare. Până atunci, nu uitați, sănătatea este cel mai de preț bun al nostru. Fiți atenți la stilul de viață, adoptați obiceiuri sănătoase și oferiți corpului și minții grija pe care o merită. O viață echilibrată începe cu alegeri responsabile.